doresc să măresc procentul de retenție în firmă al colegilor mei. De asemenea, doresc să încurajez spiritul intraprenorial și să-i pregătesc pe colegii mei pentru a deveni intraprenori în firma mea, așa cum mi-ai spus tu la seminarul Dream Team și de asemenea și la cursul nostru de Scale-Up. Pentru asta m-am gândit să educ financiar toți angajații din firmă. Nu vreau să-i fac contabil, da? Deci e doar basic. Ce este un income statement, ce este un balance și ce este un cash flow. Periodic să le dau acces la datele financiare ale afacerii. Uite, oameni buni, luna asta am produs X. Am cheltuit Y, X din firmă a produs atât, Y a produs atât. Ce părere ai? Este o idee bună? Sorin, e genial cum te-ai gândit și îmi place foarte mult cum gândești. Ai trei lucruri de făcut pentru a trece oamenii din zona de angajat în zona de intraprenor, așa cum îți dorești. Primul lucru este să îi treci de la atribuțiuni la responsabilități. Adică să nu mai aibă fișe de post cu task list, ci cu responsabilități pe care ei trebuie să le îndeplinească în fiecare săptămână, lună și trimestru. Primul lucru. Al doilea lucru, să le dai responsabilitatea centrului de cost, pentru că dacă înveți să fie și mici finanțiști, vor înțelege exact să gestioneze bugetul lor. Și al treilea lucru, să transformi bonusurile lor în acțiuni pe viitor. Adică să-i faci coacționari cu tine și la final de 3-5 ani de zile să facă exit cu tine. Este singura metodă prin care ei se vor simți parte din companie, vor gândi ca un antreprenor, dar nu-și vor asuma riscul investiției pe care noi ca antreprenori trebuie să le facem la început. Așa că, hai de treabă! Succes mult!